Deja am intrat și în luna februarie, iar la fel ca în anii precedenți, românii încearcă și în 2024 să-și plătească impozitele cât mai repede posibil. Motivul pentru care oamenii doresc să scape cât mai repede este reducerea pe care o vor primi pentru plata anticipată a impozitelor. România au posibilitatea de a-și plăti impozitele până la finalul lunii mai, însă cei mai mulți oameni doresc să beneficieze de reducerea primită pentru plata rapidă. Desigur, este necesar ca plata impozitelor să nu fie doar anticipată, ci integrală, mai Ales românii care sunt nevoiți să plătească impozite pe teren, clădiri, ori pe un mijloc de transport, își doresc să economisească câțiva bani, vor trebui să plătească totul cât mai repede. Se pare că este recomandat ca plata să fie făcută direct la ghișeul administrațiilor financiare, ori chiar și la ghișeele poștei române în raza domiciliului. Desigur, plata poate fi făcută în numerar, fie cu cardul. Românii care vor achita cât mai rapid impozitele pe care le au, cât și integral, vor putea beneficia de o reducere din partea statului de 10%, deși poate părea un procent mic, orice ban în plus poate fi de ajutor românilor. Dar în situațiile când sunt mai multe bunuri pe care trebuie plătite impozite, suma economisită poate fi una semnificativă. Desigur, mai există un lucru foarte important pe care românii trebuie să-l știe. Cei care vor să beneficieze de reducerea de 10% trebuie să-și plătească integral impozitele până la data de 31 martie. Cum în acest an, data de 31 martie pică duminica, este foarte posibil ca ultima zi în care românii pot beneficia de această reducere să fie de fapt 29 martie. Mai există posibilitatea ca data să fie extinsă la 1 aprilie. Românii care vor plăti integral impozitele până la această dată vor putea beneficia de reducerea de 10%. Relatează click.ro.